invitată în această seară. E soacră mare, luna viitoare, Steliana Sima! Să rămână și bine ați venit! Bună seara! Bună seara, bună seara! Am întins masa, ca să zic așa. Vreau să vă... Tu ne schimba de la sărbători, că nu ne-am văzut. Dar ce-ați făcut aici? Nu cred! O repetiție pentru nuntă, ca să vă obișnuiesc cu gândul că vă însurați băiatul. Nu cred, toate sunt reale, nu pot totul să cred, Doamne, real. Cât v-ați pregătit. Ce ați vrut să marcați acum? Să marcăm eveniment? Drama familiei. Drama? Mama, pleacă băiatul mamei de acasă. Pleacă. Nu pleacă. Nu pleacă pentru că rămâne tot în București. El oricum nu mai locuiește cu mine pentru că ei sunt de aproximativ 10 ani împreună. A, deci stau și, împreună deja. Da, 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 stau împreună, sunt prieteni de 10 ani. În august i-a dat inelul de... I-auzi. Ce? De logodnă? De ce se uită către tine? Păi și i-a dat. Inelul de logodnă. Dar și atunci să... mi-a spus, aici vreți? N-aveți păi... păi ce să facem? Nu eu am crezut că stăm la canapea. O, Doamne, ferește, nu? Stăm aici la masă, mai gustăm, mai... Și mi-a spus așa, mami, în februarie, așa vrei să stăm la masă aici? Nu vă place la masă? Să vă obișnuiți cu rolul de soare. Hai să ne obișnuim mai și să facem bine, e ok, mulțumesc. Vă pun o șampanie și ceva? Nu e cazul, mulțumesc. Nu, deocamdată, nu e caz. Șampania trebuie desfăcută. Nunta trebuie să fie despre soacra mare. Nunta este despre soacra mare, da. Un băiat măicuță are. Nunta este despre soacra mare. Iată-mă și soacră mare. Luna viitoare, înțeleg că... Luna viitoare, februarie. Păi când să o facem? Pentru că el știe de foarte mult timp că noi numai în februarie putem să facem nuntă. Și atunci... Cum adică numai? Pentru că restul lunilor... Restul lunilor... Și atunci chiar dacă eu... mi-aș fi rezervat un weekend pentru eveniment, dar ce mă fac? Ce mă făceam fără maestru Botgros? Ce mă făceam pentru că va fi acolo toată noaptea împreună cu lăutarii? Ce mă fac fără Dăicuța, fără Mariana, fără Enceanu, Mâți, Elisabeta, da, Turcu, Merișor Neanu și listea continuă și așa mai departe? Putea să facă nunta la sala Palatului pe bilete, fără probleme. O să despărțim așa momentele de folclor cu Diana Matei și Cleante, da? Dar și ei sunt invitații așa ca și prieteni. Și apoi n-am mers pe varianta de manele, că nimeni nu buzică agrează genul. Exact, și mergem pe varianta de muzică grecească cu Ionuț Galani. Pe la... Deci, Diana Matei cu Tarafu Cleante, da. Ionuț Galani, care sparge partea de folclor. Păi și Mâțu, Enceanu... Cu ăștia spargem folclorul. Am înțeles. Am spus. Nu, folclorul nu aveți cum să spargeți. Deci folclorul îi sparge pe ceilalți. A, nu. În România folclorul ăsta sparge tot. Nu în sensul ăsta, ca și distribuție. Am înțeles. În spectacol. Deci Mățu, da. Enceanu. Da, va fi Mățu, Enceanu, Mariana, Constantin Măgureanu, Elisabeta Turcu, Elena Merișoreanu. Și câte zile durează nunta? Iertați-mă că nu știu. Nu știu cum o să fac, pentru că mai sunt. Mi se pare foarte complicat să fii Steliana Sima, să înțensori singurul băiat și să trebuiască să faci un program muzical. Eu nu știu dacă o să am timp să cânt. Lăsați că o să aveți alte probleme. Dar voi deschide seara. Cu un speech. Da, și am să invit anfitrionul Sării Mirela Vaida. Am înțeles. Da. Da. Spuneți-mi, da, la câte nunți ați cântat până la data actuală? Ați calculat vreodată numărul de nunți? Nu, dar poți să mă întrebi altfel. La câte nunți ai participat efectiv să stai și tu să sticnească la masă? La câte? Vreo două? Nu cred. Nu? Nu. Nu. La nunta băiatului, cred că e ocazie pentru asta. M-am dus, am cântat, adică am făcut programul. Ați plecat la alta. Am onorat și ca prieten seara și masa respectivă, dar nu am putut să stau efectiv toată nunta. Toată lumea vrea poze, toată lumea... Îmi pare rău. Da, bine, ți-ai timpul necesar și pentru fotografii, pentru că face parte din... Meseria asta. Exact. Oamenii își doresc. Oamenii își doresc și atunci, chiar dacă sunt obosită, îmi fac timp și fac și fotografii. Asta nu înțeleg unii artiști din România, că nu
ești nici Lady Gaga, nu ești nici Jennifer Lopez. Hai adică... să fim serioși. Oamenii te vor. Și dacă oamenii te vor aproape. Și cu cât ești aproape, în mijloc, mai în mijlocul lor, cu atât ești de la lor. Vor să schimbești două vorbe cu tine. Absolut. Vor să... Chiar am parte de un public civilizat. Și asta, nunta băiatului de luna viitoare, da, va fi o ocazie să savurați și dumneavoastră un meniu de nuntă, un joc, un dans, o știi ceva, sărbă. Mihai? Fiecare sentiment are emoția lui specifică. Uh-huh. Sentimentul ăsta de soacră mare are are altceva. Are stres. Are mult stres. Mult stres. Da. Nu știu cât voi savura eu acea seară. Nu știu cât o-i savura, deși în cântec am zis așa. În ce cântec? Ține, Doamne, ziua lungă, bucuria să-mi ajungă. Ați făcut un cântec despre nunta? Inima din piept în sare, că mă văzui soacră mare. Reci și plâng de bucurie, că-mi văzui băiatul mire. Mă uit la el ca la soare, un băiat măicuțare. Parcă ieri era micuț și cântam în legănuț. Astăzi lăutarii cântă la nunta lui la zi sfântă. Cântați cu foc lăutari, că n-am să mă uit la bani. La bani nu dau socoteală, nunta să fie de fală. Și continuă. Nu și asta s-a e cântecul aici pe care l-ați făcut special pentru băiatul l-am dumneavoastră. Făcut special, da. Acum câți ani? Sau acum, acum l-am acum făcut, e lucrul la maestru Botgros. A, deci o să e cântați lucru la nunta lui, n-aveți cum să nu. O să-l cânt pe ăsta și ăla cu care ați prefațat voi. Uh-huh. Da, o să-l cânt. 1, 2, 3 cântece. Super. Tot va trebui să cânt și eu ca să deschid. Deci o să plângă seara și mama soacră, o să plângă și băiatul. Nu zic cred. Nu. Nu zic că nu. A, aveți cum voi să nu plângeți. Păi... Da, nu zic că nu voi a plânge. A doua ocazie nu mai aveți. Fericirea mea este că, fericirea mea este că ei se iubesc, se înțeleg și am făcut așa o echipă foarte frumoasă în ceea ce privește acest eveniment, pe toate planurile. Vreau să intrăm în toate detaliile. Pe meniu, toate că bănuiesc că ați fost la degustare. În meniu, să nu mă întreb că mi-am prins urechile. Nu contează, da, încercăm să... Să descurcăm, dacă să le... Acum am descoperit, eu nu știam acest lucru, așa. Eu nu știam că inclusiv aperitivul din să piesele... din piesele respective pe așa care le avem pe farfurie și acestea se mănâncă într-o anumită ordine. Ei, lăsați-mă. Ei, uite, na. Am fost la sute de nunți, o grămadă de ori, păi n-aș habar, n-aveam. Nu știm. Și care am ordine? Învățat și eu când am fost la... Păi depinde ce ai în farfurie. Haideți că aflăm imediat. Depinde. Uite, vezi, vedeți? Educație de nunți, botezuri cu metrii, cu Stelian, da, Sima, da, da. Viitoare soacră mare, luna viitoare. Până atunci însă, ne pregătim să transmitem live din casa unei celebrități din România, probabil cea mai zen locuință din câte există în țara noastră. Vă arătăm doar un colțișor. Uite, mă, câta icoanele, câta altarul, câta Buddha, câta... Nu-mi dau seama despre cine e vorba. Dar de ce Buddha? Sau păi, ce e? Na, fiecare cu ce... În ce se regăsește, nu? Unii cu icoana și busuioc, cu alții cu Buddha și cu Feng Shui. Da, da, da. Ne întoarcem în câteva momente la Raida Bun. Vedem cine este vedeta în casa căreia transmitem în seara asta. Și Stelian Sima încearcă să se obișnuiască cu nunta băiatului. Imediat. Toți la masa soacrei mari, luna viitoare, Stelian Sima. Își dă examenul. Cea mai mare soacră mare. Cea mai mare soacră mare. Și sper și cea mai fericită. De liniștită sunteți, de liniștită, știți, da, știți în siguranță pe băiat. E de 10 ani, da, într-o, da, da, relație, era și timpul. Vorba aia, v-ar fi îngrijorat mai mult să nu se însoare. A, da, absolut. Nu? Da, nu, era timpul. Dar l-ați, era timpul. Nu, nu. L-ați băzăit ani de zile, nu, în soare, te nu, băiat? Nu, 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 nu. Noi am discutat și el știa că întâi trebuie să ne asigurăm așa, ca oameni, cu statutul social pe care trebuie să-l avem, uh-huh, în primul rând fiecare și apoi, adică toate la timpul lor. Și pot să spun că am un copil foarte bun. Nu băiatul ăla al mamei care așteaptă pachetele de la, nu, mama, nu, ciumpița. Nu, dar oricum, eu
I-am făcut voile toate, nu i-am spus că nu se poate. Atât, asta a putut, cum se zic. Ca orice mamă pe lume, l-am învățat doar de bine. Ma, cum ar zice soacrele? Tu ești mamă de fete, băie, sper eu sunt mamă de băiat. Eu l-am învățat de bine, sper să nu strice... Nu, dar știi, o știi și pe ea. Nu-i nicio problemă. Vă înțelegeți bine? Din punctul ăsta de vedere, e important ei să se iubească. Atât. Noi, da, niciodată n-am mers pe principiu că trebuie să stăm în același, sub același acoperiș. Pentru că noi suntem o generație, ei sunt altă generație. Mai devreme sau mai târziu ar fi intervenit, eu știu, nici n-are voie de ale generațiilor. Nici n-are și... voie să vină să se plângă la mama. Că n-a făcut de aia, că n-a făcut de aia, că... Ce să se plângă? În ce sens? A, nu, nu, nu e cazul. Nu, nu e, nu e genul și nu e cazul. Nu e genul. Nu. Ce ați vrea... Este responsabil așa. Pentru că nunta nu este doar a da. Mirelui și a miresei. Da. Este și a da. Părinților mirelui respectiv. Da. A miresei, dar mai mult ai mirelui în cazul. Să știi că am niște cuscrii extraordinari. Deci... Trebuie să aibă și ei pretențiile lor, cerințele lor, la invitați. Cât la sută de invitați sunt invitații din partea socrilor? Stai puțin. Că mă... Noi suntem, e drept că noi suntem cu cea mai mare parte, pentru că având foarte mulți prieteni, oricum nu am putut să onorăm toate cerințele, doleanțele și am mers exact pe cei care sunt cei mai apropiați de suflet. Și câți au ieșit așa mesele, la număr? Deci dacă în total sunt 330, cam 100 din partea lor, 100 ai din partea lor, tineri și părinții și 200 pe partea noastră. Noastră având pe multe cunoștințe, e firesc cu viața socială, că asta e viața. Și știi cum am mers așa, masa asta, bun, care e o gașcă. Masa aia o gașcă, masa aia o gașcă, să poată să și deci socializeze. Deci ați așezat la mese, știți? Pe găști, da. Nu v-a fost. Să poată să socializeze. Ba da, aici mi-a fost cel mai greu. Cel mai greu moment, o să vezi, să ții minte ce-ți spun acum, când eu sunt pielea de soacră mare și când vei însura fetele. Am înțeles. Cel mai greu moment este atunci când va trebui să-i așezi în bancă. Deci, cine cu cine, știi? Ăla, vreau să mă așez acolo, vreau să... Și mesele sunt și ele, 12, 10, ți-e de 11, ți-e, adică e o socoteală. Dacă ar fi așa, dacă s-ar face alegeri dumneavoastră, aveți peste jumătate din invitații. Da, bine, da. Aveți scovârșitatea. Aș fi loc în Parlament, majoritatea, da. Majoritatea scovârșitoare. A majoritatea, da, e exact. E cu soacra mare. Și atunci soacra mare trebuie să hotărască ce vrea la nunta ei. Așa. Și a zis, Mățu, Enceanu, Lăutarii lui Botgros, Diana Matei. Împreună, și împreună, da, a trecut prin filtrul tinerilor, totul. Să vedem. Ei da, aveau doar drept de veto. S-a discutat. Dar muzică de asta s-a tânără... S-a hotărât. Nu știu. Tânără de asta. De... Păi... Pop. Eu am făcut prezentările, eu am făcut, propunerile și s-a supus la vot. Am înțeles. Ce anume... N-a votat nimeni împotrivă. Au fost și voturi împotrivă. Da? Da, au fost, da. La ce artiști? Nu putem să spunem. Da, corect. Așa, trecem la meniu. La meniu. Deci muzica e asigurată, dacă nu o să fie distracție la nunta absolut. Asta, apoi nu știu unde Da. Sunt mai mult și îmi cer scuze că nu i-am, dar acum nici nu știu ce îmi veni în minte. Să-i vedem noi după aceea. Meniu. Meniul? Ziceați că ați aflat că andreurile se mănâncă într-o anumită ordine? Da. Când am fost la degustarea meniului, așa este. Piesele care se pun când s-a configurat farfuria respectivă, atunci... Ni s-a spus, servim întâi rulada, nu știu care, de culoare așa, apoi cea de culoare verde, atunci, că nu pot să le spun că îmi prind urechile. Păi și așa i-am spus, zic, când vorbiți de OZN-uri, e foarte regulă. Vii cu spectrul de culori de acasă sau cum? Cu... Da, farfuria arată foarte bine. Arată foarte bine. Stați un pic, ești la nuntă, nu-ți alegi culoarea de gresie în baie. Nu, nu-ți alegi culoarea de gresie, dar sigur, lucrul acesta trebuie respectat. Cine știe, dar mulți nu știm. Și atunci o luăm după papilele gustative. Mâncăm ce ne place și în ordinea în care ne simțim că ne place.
Și da, dar ca să simți gustul fiecarei piese în parte, se mănâncă într-o anumită ordine. Eu știu cum mănâncă anteriorile astea? Dar n-am știut nicio. Cum făceam în copilărie? Întotdeauna, tu vorbești. Principiul după care mănânc eu este ce mai bun la sfârșit. Da. Nu? Nu așa mănânc și tu? Și eu la fel. Deci da. Cum ar și fi? Și eu la fel, da. Hai să-ți arăt platou ăsta. Da. Deci prima oară încep cu ceva ce-ți place mai... Exact, ca să-ți rămână gustul ăla. Mai puțin. Da. Uite, asta mie nu... După aia încep cu salamul, chifteaua, asta, da. Asta... Asta că e, sigur are un ceva brâz în ea. Și asta la final. Da. Asta este preferata mea. Acum fiecare cum... Dar ce că nu se mănâncă așa, mi-a spus doamna Stenia Sima, care a aflat de la un șef oricum, de sală, care a învățat de la o școală, normal. Farfuria are cu totul altceva pe ea. Da. Adică eu apreciez ce ați făcut aici și chiar apreciez, dacă am fi făcut mă noi, pregătesc așa, aveam saloane sufletește. De nunți, doamna Sima, nu... Păi chiar m-a surprins, chiar nu mă așteptam, pe bune nu mă așteptam. Roche de mireasă, costum de ginere, masă de nuntă, chiar mi-a făcut o surpriză. Da. Dar sarmale, sarmale o să aveți. Da, avem și sarmale. O să avem sarmale jumătate în foi de varză, doar de porc, cu carne de porc, și cele din foi de viță, porc cu vită. Aha. Pentru că nu toată lumea mănâncă și da. Și vor fi meniu vegan, aveți la nuntă? Avem și vegan. Avem și vegan, da. Și vor fi pe... Vor pentru lăutarea aia care nu cântă ca lumea. Meniu vegan. Și vor fi... Sarmalele vor fi pe, așezate pe mămăligă reinterpretată. Am mai pot cu bucătăria reinterpretată. Deci... Doamne, când am, ce înseamnă mămăligă reinterpretată pe acolo? Nu știu. Da. Deci dacă mă și mai chemați în oraș la cine... Fel. Da. La restaurante cu specific românesc reinterpretat, nu mai. Da. Lăsați-mă. Dar să știi că e nu foarte bună. Nu mai reinterpretați bună. Nimic. Puneți mămăliga în farfurie, brânză, smântână, pentru că acolo se pune în mămăliga aia, se pun niște reinterpretări. Griș, nu mai știu, să nu dau. Nu pot să spun că nu sunt sigură și cei care sunt cu arta asta gastronomiei ne reinterpretează. Da, am zis că mi-am prins urechile acolo. Da, mămăligă, și peștele va fi iarăși, nu mă întreba cum, fan, nu știu ce, așa, deci, pe acolo, fi, deci nu mă întreba de... Va fi pe fonfeuri, nu? Pe fonfeuri, numai Mix grill se servește? Nu. Nu e cu mix grill? Nu e. Cu cartofi gratinați? E doar cu fonfeuri. Flori sau verdeață? Sau, Nu, am mers pe ideea de flori, dar flori și... În mod special, calele. Calele, da. Am considerat-o așa mult mai elegantă. Cala regală. Se merge pe ideea de cală și în buchetul miresei, al nașei, al lumânărilor și ornamentul pe masă. La masă o să ne fie un pic mai greu, dar am găsit soluția pentru că e sfeșnicul în mijloc cu lumânările naturale. Reinterpretate. Nu cu baterie. Deci lumânări natural. Știi la ce. Da. Și am zis că de jur împrejurul sfeșnicului să facem o coroniță din... Iar culorile la cale s-au ales și ele în funcție de luminile din sală, din sala respectivă. De ajuns industria asta. Da, spune tu. Și eu am făcut o nuntă de 4 zile la țară. Dar v-ați distrat. Da, am făcut-o în stilul tradițional, cu fanfară, la plimbare, la cărat apă. Costume populare? Nu. La noi nu se poartă costumele populare în Oltenia. La cort. Da, la cort, afară, lume, de aia, mesele ca la pumană întinse, așa, cu țoluri în perete, știi? Ce s-a lea țoluri? Femeile din, covoare, știu, din covoare. Alea, da. Femeile din sat, bucătărese. Femeile din sat, bucătărese, da. S-a făcut nuntă din cu aia. Cu staroste, cu... Și acum vorbim de lumini. Wedding planner! Da. Pe mine nu mă cheamă staroste la nunți, mă cheamă MC. Stai jos. Stați că am uitat ceva. La tort, rochia probabil, am ajuns. Nu, dar... Tortul și după aia vorbim de rochia dimineața. Tortul va fi în felul următor.
Și ăsta e natural, și ăsta e comestibil, să știți, dragii telespectatori. Deci tot ce e pe masă este, da, e de mâncat. Comestibil. Este, da, cina chiar colegilor de la cameră. Mariane, da, 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 exact. Masa cameramanilor. Da. Tortul, Mihai, se va face în felul următor. Din mini-tortulețe. Adică am ales la degustare, s-au prezentat mai multe, uh-huh, da, feluri de, așa, mostre de, uh-huh, tort. Am ales cel care ne-a plăcut și atunci el se va construi tot la fel în formă de tortuleț piramidă. Cu tortuleț? Da? Tortuleț cu tortuleț. Se practică mai nou acum, ca să nu mai stai, să mai tai, să mai nu știu ce, și atunci fiecare și-a mini-tortulețul atunci când... Ăsta e tortul mire, se da tortul mire lui, el aveți? Vedeți? Vedeți? Ia, dă-mă pe spate acum. Acum, la modă 2019-2020, știi tortul mirelui, Mariana? Ai fost la bununtă? E tortul mirilor. Eu prezent... Nu, e tortul miresei ăsta dulce și mai e tortul mirelui. Pe bune? Da, mi-au zis și mie, la o nuntă, zice, acum băgăm tortul mirelui. Păi cum, mă, că la două trebuia băgat tortul? Păi și nu, ăsta e tortul mirelui, ăla e tortul miresei ăsta. Și ăla e acru? Ăsta e dulce și ăla e acru? E din șaturi. Ce țoiuri, mișto! Șaturi, bune? Da, puse, dispuse, mă, așa interesant. Vin băieții și să își dau interesant, reset. Interesant, da? Da. Bine, cel mai mi-ai bun, tot prietenele miresei cel mai mult beau. Știi? A, super tare! Da. Uite, chiar nu-mi trecea prin cap și n-am auzit. Da. Na. Hai că poate, plec cu ceva de aici. Poate îl introduceți în... Mm-hmm. Spuneți-mi, rochia, da, de mireasă, ați văzut-o? Ne-am consultat pe rochia de mireasă. Și la rochia de mireasă aveți un cuvânt. Nu. Mai multe. I-am dat o părere. I-am, normal, dat mai multe modele. Da? Merge pe mai mult pe... Pe simplu? Sau merge pe genul acela de prințesă. Stilul ăla de prințesă, nu de sirenă, nu de, știi că sunt mai multe modele. Ăla de prințesă. Adică ăsta cum e? Că nu... Ceva mai amplu. Nu m-am mai însurat de ceva mai amplu. Mai amplu decât ăsta, nu? Ceva mai amplu, aha, da, ceva mai amplu, da, da. Cu genul voal ăsta, dar mai... Da, e frumos, da. Acum am văzut, da, că, da, se, da, poartă două, trei, da, rochii de mireasă, una în biserică, alta în... Nu, n-am mers pe ideea asta. Dansul mirilor și după... E, nu. Tortul mirelui. Acum, sincer, deja cădem în altă zonă și așa. Oricum, deci, ea are o rochiță, el are un costum. Da. Noi ne-am făcut. Soțul meu are... Păi, toți ne-am făcut. Am fost la Dragoș, Săndulache și i-am îmbrăcat pe băieți. Da. Și fetele din noastră? Rea Costa. Rea Costa, da. Îmi place Oscar foarte mult. Nu am îmbrăcat pe cineva la Oscar, Rea Costa? Da, ba da, da. Oscar. Este, da, îmi place foarte mult. E simplu. E atât de senzuală în tot ce face, atât de știu, feminină. Îmi place mult. Da, îți place, nu? E tare. E creatoare. Exact. Apropo de influență. Da, 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 da. Da. Mulțumesc mult de tot. Și eu vă mulțumesc fie... frumos pentru tot. Mulțumesc frumos. Venind după nuntă, facem cu maestrul lăutarii, Bot Gros, cu lăutarii facem și facem noastră aici o... Important e, da, vă trimitem un echipaj medical să fie acolo. În caz că aveți nevoie de o perfuzie, Mordo, de o pastilă, de o pilulă de... Păi de ce? Cine să leșine? De emoții, de supra... De drag? De drag, da? De dragoste de băiat. De drag, așa. La, să fie sănătate, Doamne, înțelegere. Ajută. Să se înțeleagă ăștia tine. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc tare mult. Luna viitoare, soacră mare, o dată în viață.